Bucate din carne, deserturi delicioase, fructele și legumele nu lipsesc de pe masa de sărbătoare a moldovenilor. Recituri, sarmale, ca de obicei, plăcințele, diferite salate. Cât cheltuiți pentru o masă de sărbătoare? Nu, undeva la 2-3 mii. Răcitura, sarmalele, pulpa de pasăre. Ce mă simt? Cât cheltuiți de obicei pentru o masă de sărbătoare? Anul trecut, pentru sărbătoarea de ziua orașului, a fost undeva la 4500 am intrat. Miasă gătuit, curiță, ca pravă. Părească, 2000, 2500. Gospodinele cheltuiesc aproximativ 1500 de lei pentru mese de sărbătoare pregătite la zile de naștere, Revelion, Crăciun, Paște, Hramul localității și altele. În total, peste 20.000 de lei din bugetul familiei se duc anual doar pentru bucate. Când fac un calcul al banilor dați pe mesele de sărbători, gospodinele constată că îi puteau cheltui pentru lucruri mai utile. Aș cumpăra tot ce trebuie pentru copii, că avem 3 copii la școală și este tot scump. Dar nu avem ce face, pentru că suntem așa e obiceiul moldovanului. O mașină, că nu avem. Clar, cu 22.000 ceva bun nu o lua, dar una așa pentru sat merge. Eu очень хочу кольцо с бриллиантом и шубу. În Republica Moldova sunt 10 sărbători oficiale.